Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa a 8-a. Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritmi elementari care identifică și prelucrează valorile șirului lui Fibonacci. Șirul lui Fibonacci conține o infinitate de valori, începe cu valorile 1, 1 și apoi se adună ultimii doi termeni pentru a determina următorul număr din șir. Șirul lui Fibonacci este denumit după Leonardo din Pisa, cunoscut sub numele de Fibonacci, o prescurtare după titulatura Filius Bonacci, fiul lui Bonacci. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n, cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran, precedați de un mesaj informativ, toți termenii șirului lui Fibonacci mai mici sau egal cu n. De exemplu, dacă n egal cu 20, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: termenii șirului lui Fibonacci mai mici sau egal cu 20 sunt 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. În codul prezentat se utilizează variabilele întregi n, a, b și c. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n. Cu ajutorul structurii condiționale if se tratează cazul particular în care valoarea variabilei n este 1 și se afișează două valori 1. Pentru cazul general se afișează cele două valori 1. Variabilele a și b rețin termenii curenți ai șirului lui Fibonacci și vor fi inițializate cu valoarea 1. În variabila c vom determina următorul termen din șirul lui Fibonacci ca fiind suma valorilor variabilelor a și b. Cu ajutorul structurii repetitive while se construiesc treptat următorii termeni din șirul lui Fibonacci, cât timp valoarea variabilei c, adică valoarea termenului curent al șirului, este mai mică sau egală cu valoarea variabilei n. Se afișează termenul curent, se avansează în șir, variabila a preia valoarea variabilei b și variabila b preia valoarea variabilei c. În variabila c vom construi următorul termen din șirul lui Fibonacci ca fiind suma valorilor variabilelor a și b. Structura repetitivă se încheie în momentul în care valoarea variabilei n este mai mică decât valoarea variabilei c. Dacă de la tastatură se citește valoarea 20, atunci programul afișează termenii șirului lui Fibonacci mai mici sau egal cu 20, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură două numere naturale nenule A și B, A mai mic sau egal cu B, cu maxim 9 cifre fiecare, și afișează pe ecran precedat de un mesaj informativ numărul termenilor din șirul lui Fibonacci care aparțin intervalului AB. De exemplu, dacă A egal cu 5 și B egal cu 20, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul termenilor șirului lui Fibonacci care aparțin intervalului 5-20 este 3, adică 5, 8 și 13. În codul prezentat se utilizează variabilele întregi AB care reprezintă limitele intervalului. Variabila k, inițializată cu valoarea 0, în care se determină numărul termenilor din șir din intervalul dat. Variabilele x, y și z, în care se vor reține 3 termeni consecutivi ai șirului. Cu ajutorul instrucțiunii sin, se citesc de la tastatură valori pentru variabilele a și b. Variabilele x și y rețin termenii curenți ai șirului lui Fibonacci și vor fi inițializate cu valoarea 1.
Cu ajutorul structurii condiționale if se tratează cazul particular în care valoarea variabilei a este 1 și se modifică valoarea variabilei k la valoarea 2. Cu ajutorul structurii repetitive while se construiesc treptat următorii termeni din șirul lui Fibonacci, cât timp suma ultimilor 2 termeni generați este mai mică sau egală cu valoarea variabilei b. La fiecare iterație se construiește în variabila z următorul termen din șirul lui Fibonacci, ca fiind suma valorilor variabilelor x și y. Se verifică dacă valoarea variabilei z este mai mare sau egală cu a, caz în care se mărește valoarea variabilei k cu o unitate, deoarece a mai fost identificat un termen al șirului în intervalul închis AB. Se avansează în șir. Valoarea variabilei x va fi valoarea variabilei y și variabila y preia valoarea variabilei z. La finalul algoritmului se afișează cu ajutorul instrucțiunii cout valoarea variabilei k. La execuția codului, dacă de la tastatură se citește în variabila a valoarea 5 și în variabila b valoarea 20, mesajul afișat este numărul termenilor șirului lui Fibonacci care aparțin intervalului 5-20 este 3. Exersează singur. Scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran precedat de un mesaj informativ cel mai mic termen al șirului lui Fibonacci mai mare decât n. De exemplu, dacă n egal cu 20 atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 21. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care identifică și prelucrează valorile șirului lui Fibonacci.